Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător, etalare pentru noiembrie 2021. Dragii mei, după cum vedeți, deja din mesajele de la Înger aveți câteva avertizări. Zic avertizări pentru că, în primul rând, acest mesaj sună mai degrabă avertizare sau, da, avertizare. Lucrurile sunt mai profunde decât le vedeți voi sau decât par în aparență. The heart of the matter. Poate că 22 contează sau vă influențează pe unii dintre voi. Ori este numărul vostru, ori al persoanei cu care aveți de-a face, număr de mașină, de casă sau de destin, 22. Dar 2 și cu 2 înseamnă 4. 4 se mișcă, este cea mai rigidă formă geometrică. Deci se schimbă lucrurile foarte greu. De schimba se vor schimba, 8 apare transformarea. Dar până atunci, dragii mei, iubiți-vă așa cum sunteți. Sunteți divini, încântători și meritați cele mai frumoase lucruri pe care viața vi le poate oferi. În călătoria voastră, în transformarea voastră, nu uitați să vă iubiți în orice etapă ați fi. Chiar dacă uneori lucrurile vi se par că... Sau, vi se par că situațiile sunt neclare, ca un vis. Ați văzut cum e când visezi și vrei să povestești. Ai nici măcar imaginele nu le ai clare, dar păi să reușești să le pui în cuvinte. Lucrurile sunt destul de confuze, interesant, într-o situație care ține de casa voastră sau a cuiva. Sau din cauza că cineva este refractar la transformare. 4 este o energie încăpățânată, 8 transformatoare și interesant pentru mine, 4 înseamnă taur, 8 înseamnă scorpion, e o poziție acolo. Într-o formă sau alta, nu zic neapărat că aveți de-a face cu asemenea zodii. Dar ce e interesant că în timp ce am amestecat, a vrut să se arate la un moment dat. Be willing to express love. Fii doritor să exprimi dragostea. Exprimă dragostea ca să primești dragostea. Aveți numărul 6. Posibil că anumite persoane cu marcaj în zodia vărsătorului, care sunt, ca și mine, comunicative, da? Deschise, nu toți suntem așa, dar sau sunt așa, știm și vărsători foarte agresivi sau închiși în ei, dar unii, depinde ce alte marcaje aveți, în semne de apă, da? Sau un foc, da? Sunteți mai expresivi. Rămâneți în continuare expresivi. Chiar dacă acțiunile cuiva, cred că la acest personaj sau la această situație se referă, the heart of the matter, lucrurile sunt mai profunde decât par. Chiar dacă cineva nu exprimă, ci nu acționează într-un anume fel încât să înțelegeți că vă iubește, rămâne de văzut dacă cumva din această inactivitate sau inexpresivitate acest personaj se va schimba, pentru că totuși apare un 8, da, o transformare. Poate că personajul sau voi sau ce o fi, despre ce o fi voi, știți despre ce e vorba, va încerca să exprime dragostea într-o formă sau alta. Dacă exprimă, încurajați-le exprimarea, evident. O să pun cărțile deoparte și vom vedea dacă aceste mesaje sunt separate sau au legătură cu următoarea etalare, da? În timp ce am amestecat setul de cărți, a vrut să se arate 6 de băte. Apoi, regele de băte, 6 de monede și 3 de spade. Am avut senzația că aveți de-a face cu doi bărbați, doamnelor, sau cu două personaje. Bărbat, femeie, nu contează. Unul care vine, care atrage atenția victorios și regele de băte atrage atenția, dar este o energie fixă, încăpățânată, interesant. Fiind rege, posibil să fie într-un contract, să aibă un imperiu sau o familie sau ceva care îl face oarecum static. Și asta este demonstrată și de faptul că apare 6 de monede. 6 de monede uneori este o situație sau cum să explic? E o situație care aduce într-adevăr dezamăgire, decepție și suferință din cauză că una dintre persoanele implicate în această situație trebuie să ofere și altei persoane, o a treia persoană sau o a treia situație. Poate să fie dorința de a conduce, de a avea un imperiu, de a, eu știu, poate să fie un job, să atragă atenția, da? În fine, da? Și acolo se consumă mai multă energie decât în relație, da? Acum, că sunteți voi două persoane diferite, posibil și asta.
Dar prima senzație a fost că aveți de-a face cu două persoane. Unul liber și altul care este într-o poziție de oarecare autoritate. Și când vorbesc de autoritate, repede, și poate să fie și o situație tradițională. Nu musai că regele de bâte tradițional, este creativ, dar o situație tradițională care devine netradițională și aduce dezamăgiri. Poate că voi le-ați atras atenția, poate că ei v-au atras lor atenția, da? Cineva atrage atenția și se creează acest dezechilibru 3-6, dar un 6 mai disarmonic. La capătul setului de cărți, 9 de spade. Apar grijile pentru o atracție fizică, iar bâte, da? Pentru comunicarea acesteia, de be willing to express love. Cineva își dorește să exprime dragostea, dar își creează un asemenea stres. De probabil că până acum nu a acționat din cauza acestui stres. Și trei de monede iar sugerează o situație de trei, deși nu obligatoriu, repet, acel al treilea element poate să fie jobul sau poate să fie, eu știu, altceva. În timp ce am amestecat clarificatorii, ce s-a mai arătat? Ia stai să vedem. Regina de, ia uite, Marele Preot. Iar contractul sau căsătoria sau tradiția sau familia cuiva, și când vorbesc de familie, vorbesc de genealogie, sau averea cuiva și regina de cupe, dragostea adevărată, emoțiile, da? Aici este marea provocare. Într-o relație cu cineva. O să amestec cărțile, dar am spus că de data asta voi folosi și cărțile invers. Așadar, am împărțit în două, le-am răsucit. Cineva nu are răbdare sau cineva este chemat la vindecare. Rămâne de văzut în cât timp se va vindeca. Pentru că era temperanța invers. Vărsător. 104 de două ori. De trei ori soarele mai bine sau ascendentul de nord în vărsător. Ce vrea să arate? 5 de monede invers. Faptul că a venit inverse de bine. Pentru că 5 de monede ori arată probleme financiare, ori arată probleme de cuplu. Dar că au venit invers, aș spune că problemele se ameliorează într-un fel. Nu musai se vindecă, se ameliorează cu 6 de monede pe care l-am văzut mai devreme. Central, regina de monede. Central, poate mama cuiva, soția cuiva este a voastră sau mama voastră, soția voastră sau dorința de a fi o persoană stabilă. Poate. Pentru unii să fie că vă place să vă citesc așa cărțile, cineva cu marcaj, marcaj, nu musai zodie, în zodia Capricornului, Taurului sau Fecioarei. Provocarea este faeton. Să mergeți către destinul vostru. Asta înseamnă că trebuie să și alegeți, dragii mei vărsători. O să clarificăm. Regina de monede pentru mine înseamnă și mândria cuiva, sentimentul valorii. Central, unii vărsători care au lucrat, o știu pe Magda, posibil și Iulia și câți mai sunteți, acum îmi scapă, deși când îmi scrieți vă recunosc, unii dintre voi care ascultați de ceva timp, lucrați înspre creșterea voastră spirituală și chiar dacă apar monede, vorbim de conștientizarea valorii voastre, da? Și a sufletului vostru și a emoțiilor voastre, da? Și aici este provocarea. Conștientizând valoarea voastră și a celorlalți, da? Sunteți în stare să alegeți corect, să mergeți către destinul vostru? Vom vedea ce alte mesaje mai vin iar. 5 de monede invers. 5 de monede invers. De monede invers. În trecutul îndepărtat. Iar este o situație extrem de tradițională. Zic extrem pentru că duce către 4. Posibil, acest personaj, dacă aveți un personaj cu marcaj sau marcat de numărul 22. Cuiva i-a fost foarte greu să iasă dintr-un sistem, dintr-o religie, dintr-o familie, dintr-un anumit fel de a gândi tradițional, fixist. Nu musai principial, înseamnă mult mai mult. Rigid, rigid. Și 4 de monede ține oarecum de frica de necunoscut, frica de acțiune, apropo că acțiunile vorbesc, da? Și
puternic și au venit invers. Frica de acțiune e o energie statică. Și de ce a fost în această energie statică? Tocmai ca să nu-și creeze probleme, să nu meargă înspre cinci, probleme de cuplu, probleme, eu știu de care, financiare, și a preferat confortul, poate că vorbesc de altă persoană, nu de voi, dar cineva din trecut a preferat confortul, cât a fost el de neplăcut, de rigid, de plictisitor, pentru a nu marca acel cinci, schimbarea, da? Probabil frică și de creativitate, frică de lumină, da, lumina este invers. Aici, în această carte, chiar dacă sunt probleme, există un spot de lumină, există speranță, este mare lucru. În fine, deci cineva în trecut, voi știți din acest personaj. În ultima vreme, trei de, apare bine, trei de monede. O să clarificăm. Ceva se schimbă totuși de la 5, sau mai bine zis, minus 5, da? 5, 4, 5 spre 4, mai devreme am văzut 6, acum apare 3, în ultima vreme. Posibil, ori voi v-ați concentra pe construcția voastră, oriceva începe să se construiască. Posibil să înceapă să se construiască ceva. Repet, o să clarific, n-aș vrea să, deși cartea a venit în poziție bună, ține de construcție, nu de construcție. Construcție. Există o pasiune în acest sens de a crea ceva durabil. Acum. Poate că voi ați lăsat în urmă un cuplu cu probleme sau niște situații neplăcute și vă reconstruiți, repet, și mergeți înspre reconsiderarea valorii voastre. Conștientizați, da, că aveți o valoare și trebuie să descoperiți. Nu e suficient să conștientizați, trebuie să descoperiți destinul vostru. Da? Să mergeți către stea. Steaua ține de vărsător, dar nu reprezintă de fiecare dată vărsătorul, dragii mei. Cei cu planete în vărsător, ca și mine, da? Steaua înseamnă vindecare și până la împlinirea misiunii voastre spirituale, care înseamnă steaua, trebuie să trecem prin vindecare și reconstrucție. Și atunci, se leagă, da? Încă n-ați ajuns la stea, dar unii sunteți pe cale. În viitor apare puterea. Iar apare în poziție bună. Ori vă întâlniți pe cineva, întâlniți un personaj care e puternic ca și voi, care se reconstruiește și împreună puteți construi ceva, puteți să mergeți mai aproape sau înspre destinul vostru, pentru că vă stele. Interesant, da? Cartea a venit în poziție bună și n-aș interpreta-o altfel decât pozitiv. Că aveți voi putere, că cineva vă dă putere, că voi oferiți putere cuiva. Oferiți putere pentru că și voi v-ați transformat 8 și 8, da? Știți să vă iubiți. Ascultați cu inima unii dintre voi. În prezent, Marea Preoteasă, sunt niște secrete. Uitați cum se leagă. Dar Marea Preoteasă, care vorbește despre secret, vorbește atât cât poate să vorbească, da? Vorbește într-o limbă aparte, în sensul acesta, da? Lucrurile sunt mai profunde. E aici o Mare Preoteasă. Da, e o Mare Preoteasă. Pune un vol peste toate lucrurile, pentru că trebuie să adormiți voi sau cine, sau o mai fi implicat, sau poate mai multe persoane, da? Și între timp să mai organizeze Dumnezeu, Universul, lucrurile înspre destinul care vă e pregătit. Dar, o să clarific, sunt în prezent și viitor apropiat, e un vol, clar. No comment, un vol, e un mister, niște secrete, nu înțelegeți ceva sau cineva nu vă înțelege. Nu exterior, vreau să zic, au venit cărți bune deocamdată. Sfatul este 7 de cupe. Dacă vă concentrați pe construcția voastră, vedeți că aveți opțiuni. Și în acest sens sunt bune șaptele, e bună această 7 de cupe, pentru că nu putem să dezvoltăm doar o cupă. Da, e bine în momentul în care construim, ne concentrăm pe o singură cupă. Dar nu poți să stai fixat, apropo de 4 de monede, dar să stai fixat pe o singură direcție. Uneori mai e nevoie să mai ieși, da? Din confort, din anumite proiecte și să mai descoperi alte cupe.
Vorbesc de copii ca și când ar fi hobby-uri, ca și când ar fi potențiale ale voastre, pentru că e în poziția sfatului. Poate, pentru unii, dacă tot e acest văl, lăsați-vă un pic în voia misterului și visați. Posibil și asta pentru unii. O să clarific. Da, 7 de cupe. Oricineva visează la voi. Exterior, ia uite, cineva foarte dezamăgit, rănit, suferă după voi cineva. Clar, suferă. 9 de monede. În această poziție a fricilor, pentru că central simțiți că aveți o valoare, încă n-ați descoperit-o. E preîmpărăteasa. Și aici este provocarea, n-ați descoperit-o pentru că încă nu v-ați găsit drumul, cătarea, misiunea în viață. Ascultați-vă intuiția, pentru că Marea Preoteasă și ea într-o formă sau alta, ca și Steaua, ca și Eremitul sau Faetonul, vorbesc despre misiunea spirituală, anumite faze în căutarea ei, a misiunii, evident. Dacă vă doriți să fiți abundente, știți că mai aveți ceva de lucrat, da? Dar pentru asta sfatul este eventual să vă mai găsiți alte opțiuni. În ce sens? Part-time-uri. Nu sunt monede, sunt cupe, dar part-time-uri, pentru că part-time-uri, așa am simțit ghidajul, part-time-uri le țin și de, să zic că ai un job care nu-ți place, dar un part-time care îți place, da? Și atunci se leagă de cupă, este făcut din suflet. Hobby-uri, în fine. Poate pentru unii dintre voi există, depinde de ce sunteți voi, bărbați, femei, un personaj independent care vă intimidează, e poziția fricilor, nu musai că vă e frică, dar vă intimidează într-o formă sau alta, pentru că e foarte neconvențională. Teoretic și vărsătorii ar trebui să fie neconvențional, dar nu toți. Depinde ce alte planete mai aveți în harta natală. Ce vă doriți? Opa, justiție. Pentru unii poate vă doriți să se facă dreptate într-o situație în care cineva suferă, dar vă doriți dreptate pentru cineva interesant? Da, pentru că vărsătorii sunt empatici. Posibil știți că există în preajma voastră un personaj care suferă, nu musa, iubit, iubită, fost, iubită, fost, iubit, da? Nu, sunt personaj care suferă și vă doriți dreptatea pentru acest personaj? Posibil. Poate vă doriți dreptatea pentru voi. Evident că e normal să ți-o dorești. Da? Să te manifesti corect și clar. Dar una e să ți-o dorești, rămâne de văzut ce reușești să faci. Justiția. Justiția înseamnă... Asta pentru că ați avut niște probleme undeva în trecut și există cineva care încă suferă. Dar vreți să se echilibreze viața într-un fel sau altul. Și pentru voi și pentru cei care suferă și pentru cei către care sperați. 7 de cupe. Ce reușiți să... Ohohohoho, vărsătorilor, astfel de băte, reușiți să manifestați un nou început. Un nou început plin de pasiune, de foc. Very sexy, very, very, very sexy. Hot, hot, hot. Dar, nu e obligatoriu să fie doar în sensul acesta. Un nou început în care puneți multă energie și pasiune. De aia zic că aveți opțiuni. Pasiune într-o direcție care vă aduce viață. Interesant. Lumea. Wow, lumea și diavolul și asul de bâte. Toate în poziție bună. Mai aveți, poate că voi țineți în secret, o atracție teribilă pentru cineva. Poate intuiți, nu poate, eu zic că e și, posibil să fie și una și alta. Intuiți că cineva are multă pasiune pentru voi, dar și voi aveți pentru ei. Există această lume la mijloc.
Cred în acest moment că această lume sugerează comunicarea la distanță, pentru că este nevoie de o călătorie, da? Să se manifeste o călătorie, comunicarea la distanță, online, pe telefon, Facebook, ce mai aveți voi, Instagram, da? Da. Ce mai aveți? Ohoho, doi de monede și împăratul. Renunțați la control sau la cineva care v-a controlat. Interesant, da? Doi de monede. Și începeți ceva nou. Și începeți ceva nou. Repet, puteți să vreți să fiți independente, veți reuși să vă eliberați de oamenii care v-au controlat. Vă găsiți puterea, dragii mei. Vă găsiți puterea și veți fi hotărâți să o manifestați într-un mod echilibrat, văd eu, cu justiția în poziție bună. Așa văd cărțile. Dacă are cineva ceva de comentat, înseamnă că nu e în grupul pe care îl prezint acum. Dar, hai să vedem și la clarificări ce o să apară. Că poate să schimbă întreaga poveste. Deocamdată, valetul de cupe. Iar, be willing to express love. Cineva își face un teribil stres. 5 de spade, 9 de spade. Să exprime că vă dorește și că vă simte. Da? Regina de bâte. Regina de bâte. Sunt extrem de atrași de voi. Vor să se întoarcă la voi. Turnul invers, dacă a fost o separare, vor să se întoarcă. Aici este, ia uite, o relație din trecut sau dintr-o altă viață. Personajul acesta, sigur, îl știți, cu 6 de cupe. Are această evrica. Înțelege că voi faceți parte din destinul lor, da? Și nu vor să fiți separați, da? Doi de cupe. Știu, știți și voi, știu și ei, că sunteți suflete perechi, poate chiar mai mult, da? Dar în această atmosferă dintre voi, posibil să fie și invidioși, să fie și geloși, dar în primul și în primul rând stresul, orgoliu cuiva iar să fie în joc, cum se exprime, domnule, că simte și că e atras. Poate că ar fi mai ușor să exprime că e atras, că e atrasă, dar că simte e destul de greu. Dar, va trebui să se manifeste și această exprimare sau acest, eu știu, mesaj într-o formă sau alta. Într-o formă, când vorbim de cupe, poate să fie și formă subtilă, da? Clarificăm pentru vărsători regina de monede. Acum se schimbă povestea. Ia să vedem. O dată. De trei ori. Oh, ce îndrăgostiți! Da. În sufletul vostru, nu e obligatoriu să fie geamă, că vă și justiția e interesant, geme în balanță, deși nu-mi place. Da, cineva a fugit. Ia uite. A fugit. Ori fuge cineva de un semn de pământ care i-a dat stabilitate, dar fuge pentru că vrea să descopere pasiunea și dragostea adevărată și totuși trebuie să se manifeste corect. Corect. Aici este. Îndrăgostiții. Vedeți ce înseamnă îndrăgostiții pentru voi. Poate voi trebuie să alegeți între un personaj din trecut și un personaj prezent. Trebuie să alegeți cu grijă ca să manifestați dreptate. Alegeți în direcția care vă menține valoarea și stima față de voi. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Prințesa de pământ, iar. Personajul de la care vă gândiți, de care sunteți îndrăgostiți, eventual, sau care e îndrăgostit de voi, trebuie să aleagă între a exprima, iar, faptul că vă apreciază. Și eventual să înceapă să construiască ceva nou și să lase în spate o construcție sau o situație. Oarecum stabil, da, simte dragoste. Regina de cupe. Clarificăm faetonul. O dată. De două ori. De trei ori. 8 de cupe.
Amândouă înseamnă comunicare, în fapt nu comunicare, călătorie. Însă, în plus, 8 de bute adaugă pe lângă călătorie și comunicare. Comunicare la distanță. Aici este. Nevoia de călătorie. Și de comunicare. Nevoia de a merge mai departe, iată steaua. De a vă descoperi pe voi după ce ați fost dezamăgiți. Știți că cineva suferă după voi. Da, e o suferință, da? 3 de spade, 10 de spade, da? Într-o pasiune. Într-o pasiune. Da? Care s-a lăsat cu lacrimi, cu suferință. Știți că și ei suferă și voi ați suferit și cine știe câte persoane suferă. Asta e, trebuie să mergeți mai departe. Că vă întâlniți, că nu vă întâlniți, construcția cea mai importantă, da, aici este alegerea. Alegerea este să, chiar dacă ați construit un drum până acum, să alegeți corect înspre destinul vostru adevărat și să îndrăzniți, să faceți pașii aceia mici, valetul de monede, să vă reconstruiți într-o direcție care vă aduce mai aproape de destinul vostru. Clarificăm 5 de monede invers o dată, de 2 ori, de 3 ori, 2 de cupe. Da. Un suflet pereche în trecut, un suflet pereche pe care a simțit foarte aproape. V-au lăsat, n-au vrut să se deschidă, poate că v-au lăsat în frică în ceață, cum se zice în engleză, ghosting. Da, v-au lăsat, ghosted, de fapt, mai bine. V-au lăsat în tăcere, n-au vrut să se deschidă. Doi de cupe. Știți, simțiți, dar nu s-au deschis. Știți, energia. Energia dintre voi, o simțiți. Știți că sunt 9 de spade pe care le-am văzut mai devreme. Da? Și regina de foc, adică atracția, seducția. Clarificăm 3 de monede în ultima oră. Uf, prea multe! Nu le pot citi așa. Îmi pare rău, trebuie să mai amestec încă o dată. Clar că cineva își dorește să exprime ceva ce n-a reușit până acum să exprime. Hai să vedem. 3 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Poate o situație la locul de muncă. Interesant. 7 de cupe, da, niște confuzii legate de locul de muncă sau situații în care, eu știu, poate v-ați îndrăgostit la locul de muncă și au apărut confuziile, da, starea de visare pe care o vedem la sfaturi, dar o să o clarificăm. Posibil că ei visează la voi. Mai dăm o carte. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Da, uite, prințesa de foc. Se mai comunică, probabil. Această atracție într-o formă sau alta sau se comunică intuitiv cu 7 de cupe și cu Marea Preoteasă. Poate v-ați întâlnit la locul de muncă. Poate că ei, acest suflet pereche care nu se poate deschide. Ei sunt confuzi și atrași de voi. Iar 2 de monede. Se simt foarte fericiți și nu știu ce să aleagă. De-aia este 7 de cupă, confuzia. Iar, nu știu. Să înceapă ceva nou, cum s-am zis mai devreme, central și la voi. Să ia acest valet de monede și să inițieze, așa cum și voi trebuie să inițiați, într-o formă sau alta în viața voastră. Și să lase construcția veche, 2 de monede, să le lase undeva în spate. E o situație destul de confuză și grea, chiar dacă e atracție. Clarificăm. În prezent, Marea Preoteasă o dată. De 2 ori. De 3 ori.
8 monede, iar, la locul de muncă. Tăcerea, dacă simțiți tăcere din partea cuiva, probabil că acest personaj muncește și vorbește mai puțin. Încearcă să se construiască, eventual. Încearcă să se construiască și visează la voi. Regele de spade, posibil, cu marcaj în semnul gemenilor, balanței sau vărsătorului. Puteți să fiți și voi, evident. Sunt niște confuzii legate de acest 8 de monede care înseamnă muncă. Cum să muncești? Ha? Interesant, niște secrete la locul de muncă. Nu știți exact ce lucrează cineva? Mai dăm o carte. De două ori. De trei ori. 9 de cupe. Da, eu așa simt că unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă. Există multe emoții și speranță, 9 de cupe, similar cu steaua, cu steluța, da? Dar din cauza că e și muncă, sunt și responsabilități, e de făcut și bani, dar și emoții, lucrurile trebuie să fie mai învăluite. Măcar de ochii invidioșilor. Dacă sunt învăluite de ochii voștri, să știți că există emoții și se muncește cu un scop. Ia uite, 10 de cupe. Scopul ar fi să fiți împreună, interesant. Clarificăm 7 de cupe. O dată. E sfatul. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. Moartea. Aveți o viziune. Trebuie să aveți o viziune, ok. Dacă ați simțit confuzii, cum a zis mai devreme, în ultima vreme, că nu știți dacă ei vor să construiască, vor să exprime, ce simt, da? Pentru că la 7 de cupe se simte, mai ales când ai de-a face cu un suflet pereche. Se simt lucrurile. Și voi poate. Și simțiți și ei, da? Cred că trebuie să puneți capăt acestor confuzii, dar cum? Hai să vedem cum. Mai dăm o carte pentru sfat odată. De 2 ori. 2 ori. 7 de... Wow. Șapte de spade. Uai, ai, ai. Regina de spade și regele de monede. Există un cuplu. Semn de aer, semn de pământ. Din care unul încearcă să se detașeze ca să meargă către sufletul său pereche. Și mă vedeți cum se potrivește în viața voastră acest lucru. Și pentru chestia asta, atunci înseamnă că 7 de cupe înseamnă visați în continuare, sperați în continuare, proiectați-vă în continuare în ce vă place, ce e mai frumos și puneți capăt minciunilor sau autosabotajului. Dacă cineva a fugit de voi sau a fugit de voi, încheiați această legătură cu personajul care fuge și sperați în continuare. Pentru că ceva bun se va întâmpla, clar. Acest 6 de cupe va veni. Ia mai dăm o carte. Ce cu 7 de spade odată? De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. Cineva a fugit de emoțiile sale. N-a vrut să exprime, cum am zis, chiar de aici. Vedeți cărțile, da? N-a vrut să exprime. Be willing to express love. N-a vrut să exprime emoțiile. A fugit de emoții și din cauza asta provoacă la transformare. Eventual, se vor transforma și ei. Dar nu e treaba noastră sau a voastră să vedeți în cât timp se transformă, pentru că transformarea poate să dureze mai mult sau mai puțin. Voi, între timp, concentrați-vă pe cupele voastre, pe opțiunile voastre. Pentru că mai sunt și alți oameni sau alte situații care vă pot aduce bucurie. Ia uite, trebuie să manifestați. Trebuie să fiți în emoții pozitive ca să puteți manifesta. Dacă stați în preajma celor care fug de emoții și care se mint sau fug de dragoste, repet, puneți capăt acestor povești ca să manifestați emoții pozitive
și să creșteți spiritual și să atrageți altceva. Clarificăm trei de spade. Exterior, nu e energia voastră, dată. De două ori, de trei ori. Ah, mai, mai cineva vă iubește ca nebunul, ca nebuna, dar suferă, vai. Ia uite, cinci de monede, sunteți separați de acest personaj. Cinci de monede, posibil să fie același din trecut, dintr-un alt. Deci aici ce am vorbit mai devreme, să fi fost trecutul apropiat și aici trecutul îndepărtat, o altă persoană. Wow! Clarificăm soarele și trei de spade odată. De două ori. De trei ori. Patru de... flacăra voastră geamănă cu patru de bâte. Acest personaj suferă că încă nu v-ați întâlnit. Poate are niște decepții acasă. Și vrea să manifeste gândurile și emoțiile cele mai frumoase, dar nu poate. Totuși mai dăm. Ce e trei de spade asta? Trei de spade. Mai am o carte. O dată. Trei de spade. De trei ori. Sunt conflicte, cinci de bute, conflicte interioare, pe acești oameni îi știți, șase de cupe. Sau dacă nu îi știți, aveți un sentiment de familiaritate extrem. Simțiți că vă cunoașteți de o viață și ei la fel. Dar cinci de bute, sunt conflicte interioare, sunt conflicte exterioare. Cum să se întâlnească cu voi, cum să fiți împreună, pentru că sunt foarte fericiți. Corficei de aici, din apropiere, corficei din depărtare. Dar faptul că am văzut cinci de monede m-a dus cu gândul la acest personaj din depărtare. Voi știți, de un personaj clar a trebuit să vă separați, pentru că se minte pe el, da, fuge de emoții, trebuie să vă separați și să vedeți opțiunile. Poate face parte din opțiunile voastre acest personaj, vedeți, pentru că e viața voastră și sunteți mulți vărsători cu diferite aspecte, da? Clarificăm 9 de monede. Da. Iată, turnul. Turnul. Separarea de cineva. Regina de pământ și 9 de monede. Separarea de cineva aduce independență și nu știți acum că e a voastră, că e a lor. Nu știți dacă această energie destul de dură poate fi... cum să zic, acceptată, poate fi mai dăm o carte pe turn odată, de două ori, de trei ori, trei de bâte. Distanța dintre voi și un personaj v-a făcut să vă separați sau vă provoacă la separare și la independență. În poziția fricilor. Hai să vedem. Ia uite, asul de spade. Veste teamă că nu veți afla adevărul, că nu vă vor spune. E o separare clară între voi și cineva cu eremitul. Clarificăm justiția. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, șase de cupe. Vedeți unde a mai apărut șase de cupe? A apărut aici, parcă. Și a mai apărut, nu știu, la una din cele două. Doi de cupe, șase de cupe. Da, vreți întâlnirea cu sufletul vostru pereche. Vreți să se facă dreptate în viața lor, în viața voastră. E în poziție bună. Recunoașteți că un anumit personaj, voi trebuie să știți care este, recunoașteți că un anumit personaj, sau veți recunoaște, dar vă doriți să puteți să recunoașteți sufletul pereche, da? Sufletul darmic, este și noiembrie interesant, pe care îi așteptați de mult timp. Șapte de monede. Mai dăm o carte. O dată. Ia uite, 8 de cupe. Mai, mai.
De ce apare 8 de cupe? Regele de foc și magnetism. Încercați să vă detașați emoțional, tipic vărsătorilor, dar nu reușiți să iei cartea pe orizontal. Pentru că există o atracție, uitați, Marea Preoteasă, magnetism, regele de foc. Ce atracție teribilă, da? Apare asul de bâte, lumea, diavolul. Că ei încearcă să se detașeze de voi din cauza unei căsnicii sau unui contract. Că voi încercați oricum, voi știți de cine sunteți voi așa atrași teribili. Nu prea reușiți. Mai dăm o carte pentru de cupe. Ați vrea să vă detașați, dar nu știu dacă o să reușiți. De trei ori. Pentru că vreți să echilibru. Ia uite, 5 de monede. În momentul în care încercați să vă detașați de acest personaj, se creează problemele. De-aia vă doriți dreptate, de-aia vă doriți echilibru. Eventual vă doriți împăcarea cu acest personaj de care v-ați mai separat de-a lungul timpului. Vă rog, căutați în viața voastră, nu pot eu să vă zic exact. Da. Clarificăm puterea. Data. Uf, prea multe cărți. Clarificăm puterea în viitorul îndepărtat. Data. De două ori. De trei ori. Marele preot. Regina de spade. Regina de spade, gemeni, balanță, vărsător. Mai dăm o carte. De două ori. Clarificăm mai repreut. 10 de bute. Ori voi vă eliberați de această situație foarte arzătoare, da? 10 de bâte vă consumă și pe voi și pe ei. Din cauza, repet, este o căsătorie. Sau un contract. Sau o situație destul de dificilă. În care vă luptați și unul și celălalt. Să vă abțineți, să nu arătați emoțiile, deși simțiți. Posibil. Cum am zis mai devreme, la început. Dom'le, ce-o fi, o fi. Cu alte personaje importante este noi să avem grijă printre toate experiențele prin care trăim, să ne ținem sau să ne găsim direcția, misiunea spirituală, destinul. Da? Acum, poate voi vă eliberați de o căsătorie, de cineva tradițional cu care vă luptați. Foarte încăpățânat, posibil. Poate că ei se eliberează. Cineva se eliberează cu 10 de bâte. Ia uite, Lilith, și apare și diavolul. Hai să-l și clarificăm. Clarificăm asul de bâte, ce reușiți să faceți odată. Iar apare focul și temperanță. Cineva marcaj, probabil că aveți pe cineva, ori aveți voi marcaj în săgetător, ori există cineva în preajma voastră cu marcaj puternic în săgetător. Focul și temperanța. Clarifică asul de bute. Și steaua ei la capătul setului de cărți. Aici este destinul vostru. Destinul vostru. Și nu vorbesc de vărsător, că stea, repet, steaua nu arată musa e vărsătorul. Arată destinul vostru, nostru, misiunea spirituală. Steaua noastră, da? Asta înseamnă stea. Destin, da? Și evident că steaua nu înseamnă vărsător. Deci, începeți ceva. Și cu pasiune și cu, poate nu suficient de temperați sau nu complet vindecați, poate nici cu suficientă încredere în voi, dar începeți ceva, un proiect care vă aduce mai aproape de destinul vostru. Ieșiți un pic din tipare.
Da, magicianul, vrei să manifestați altceva. Mai dăm o carte totuși pentru aceste... Ia, asul de bute. O dată. Două. Trei ori. Ai, tot a vrut să arate patru de bute. Țineți foarte mult să inițiați ceva. Să o luați de la zero. Ia, ce vreți să inițiați? Să ieșiți din tipare, evident, odată. De două ori. De trei. Uf, de trei ori. Cinci de spade. Vreți să aveți victorie? Să alegeți. Ce să alegeți? Asul de cupe, interesant. Doi de spade. Da, să vă eliberați. Țineți foarte mult. Să vă eliberați de conflictele mentale, de cuvintele neplăcute și să alegeți dragostea. Dragostea și independența. Dragostea față de voi și independența. Clarificăm în continuare lumea. O dată. De două ori. De trei ori. Vedeți lumea cu alți ochi, interesant. Mai dăm o carte. De două ori. De trei ori. Prințesa de spade. Cineva comunică cu voi. Vrea să comunice. De la distanță. Dar după ce înțelege lucrurile altfel, poate voi veți iau te regele de foc. Voi vreți să înțelegeți lucrurile altfel, ei vor să înțeleagă lucrurile altfel. Lumea. Mai dăm o parte. Uf. S-ar putea să auziți că cineva se separă, se desparte. Cu justiția și regele de monede invers. Unii dintre voi veți auzi despre separarea cuiva, despărțirea cuiva, divorțul cuiva sau încheierea unui contract. Poate să fie și la locul de muncă. Acum, diavolul ce înseamnă? Clarifică diavolul odată, de două ori, de trei ori. Steaua, fantastic! Urmată de 10 de cupe, wow! Și regina de cupe, mai eu și împărăteasa. Haideți, mă, și roata norocului. Măi, se creează ceva, ia uite, după o perioadă de mari decepții se concepe un nou destin, o schimbare de vibrație. Intrați pe creștere și pe dragoste necondiționată și vă atrageți, vă atrageți. Vă atrageți fericirea. Și vă vindecați de obsesii, de tentații, de steaua și 10 de cupe. Da. Posibil pentru unii dintre voi, dar eu cred că e valabil și pentru voi și pentru alte persoane implicate în relații cu voi. Posibil persoana care divorțează să se vindece de o energie toxică și să manifeste într-o formă sau alta, dacă vreți și voi, evident, acest 10 de cupe cu voi. Sau să spere, cu steaua speră, să spere, să se roage că vor avea fericire cu voi, eliberându-se de diavol, de energia toxică, de... Da? Cam atât. Pentru că am văzut, da, cineva vrea să manifeste dreptate, suferă. Există dragoste, există dragoste și suferință. Agonie și extază, o să zic, da? Agonie și extază, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!